Este impresionant ce am văzut astăzi împreună. Aceste patru tiruri, care fiecare dintre ele are o funcțiune completă de secție de terapie intensivă, cu toată aparatura necesară. Și aceste unități, evident, vor putea fi folosite acolo unde este nevoie. Și acum, pentru pacienți COVID, și totuși îmi permit să sper că vor fi din ce în ce mai puțini, o să revin la asta, dar și pentru orice alte situații. Ele vor fi gestionate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și vor fi folosite la nevoie. Este, pe de altă parte, rezultatul unui parteneriat foarte frumos și vreau să subliniez acest lucru. Achiziția și dotarea acestor unități mobile de terapie intensivă este rezultatul unei colaborări foarte bune între autoritățile statului, mediu privat, firme, fundații, persoane fizice, voluntari și iată că se poate. Am vizitat aceste unități, mi s-au prezentat dotările, sunt dotări de ultimă oră și sunt convins că atunci când va fi nevoie de ele, vor fi extrem de utile. Vreau să mulțumesc tuturor celor implicați pentru acest proiect, care, din punctul meu de vedere, reprezintă o mare reușită. Este, cum am spus, o colaborare și vreau să mulțumesc celor implicați din partea Guvernului, din partea Departamentului de Situații de Urgență, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, firme private, fundații, voluntari, toți au contribuit, unii cu bani, alții cu muncă, au existat acțiuni de strângere de fonduri și vreau să mulțumesc și persoanelor individuale, persoanelor fizice care au donat bani pentru acest proiect. Arată un nivel înalt de disponibilitate pentru a se implica în proiecte importante pentru societate și acest lucru mă bucură foarte mult. Pe de altă parte, nu pot să nu menționez epidemia cu ocazia căreia s-a realizat acest proiect. Trebuie să vă spun că sunt îngrijorat. Sunt îngrijorat fiindcă am văzut în ultimele zile, în fiecare zi, un număr, zic eu, mare de noi pacienți care sunt infectați cu noul virus și astăzi sunt peste 300 de persoane care au fost detectate cu acest virus și cred că este cazul să mai subliniez odată câteva lucruri. S-a renunțat la multe restricții și s-au luat acele așa numite măsuri de relaxare. Dar dați-mi voie să fiu foarte, foarte clar. Virusul nu pleacă în vacanță, nici în concediu. Virusul este în comunitate. Virusul nici nu pleacă dacă votează sau nu votează Parlamentul sau opoziția. Am constatat că în zona politică, mai ales în așa numită opoziție, apar afirmații și poziții dintre cele mai ciudate și nepotrivite pentru această perioadă. Și vă spun foarte clar și îmi permit să spun, dragi români, feriți-vă de virus. Au rămas în vigoare măsuri simple, de bun simț și foarte importante. Masca vă protejează și protejează pe ceilalți. Distanța trebuie păstrată peste tot unde se poate. Igiena mâinilor este extrem de importantă. Noi nu dorim să reimpunem măsuri de restricție, fiindcă ne dorim să revigorăm activitatea economică, să redăm românilor
o viață cât de cât de normală, dar această nouă normalitate nu poate să fie un succes fără respectarea acestor norme minimale. Cred că sunt norme minimale, dar epidemiologii ne spun că sunt foarte, foarte importante. Așa că, dragii mei, vă rog să le respectați. De la 1 iunie, domnule președinte, această atitudine a Partidului Social Democrat și anume faptul că a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională pentru că guvernul nu a mai cerut un vot în Parlament pentru prelungirea stării de alertă. Guvernul a procedat exact conform legii și dacă cineva din Parlament este de altă părere, are dreptul constituțional să ceară o verificare, dar după părerea mea, felul în care a procedat guvernul este și corect, și legal, și oportun și măsurile care au rămas în vigoare sunt mai puține decât în prima fază, sunt măsuri absolut importante, cele pe care le-am menționat și este o abordare și utilă, și corectă, și de bun simț, iar abordarea așa zisei opoziții din Parlament mi se pare că se bazează pe o exagerare de tip electoralist. Ei practic fac scandal de dragul scandalului și încearcă să mai prindă câteva voturi. Practic, PSD-ul prin această atitudine nu face decât să inducă nesiguranță în populație într-o perioadă în care oamenii trebuie să fie siguri că lucrurile care sunt făcute de autorități sunt corecte și sunt și să respecte măsurile care au fost impuse. Amenință și cu o moțiune de cenzură reprezentanții PSD-ului. Amenință și cu o moțiune de cenzură. Cum vedeți acest demers? Spuneau că după ce se va încheia totuși starea de alertă. Acum, asta cu moțiunea de cenzură, sigur, este pur formal un instrument al opoziției, dar să vii cu moțiune de cenzură sau cu amenințarea unei moțiuni de cenzură într-o situație de criză sanitară, într-o situație de epidemie, mi se pare pur și simplu greșit și total lipsit de bun simț și lipsit de fundament. Acuzațiile sunt nefondate. Pentru ce să demiți guvernul? Fiindcă a luat măsurile care au fost necesare? Fiindcă au luat măsurile la timp, fiindcă am reușit să împiedicăm extinderea epidemiei, fiindcă au venit cu măsuri de revigorare economică care deja produc rezultate, fiindcă au o gândire de revenire economică, mi se pare total, dar total lipsit de sens și lipsit de bun simț politic. Și vă spun încă un argument. Să ne amintim cu toții discuțiile care au fost când acest guvern a fost instalat și toată lumea a știut că este instalat pentru un an de zile, deci pentru o perioadă scurtă. Ne amintim că atunci, cam toți, au spus, doamne, votăm acest guvern ca să facă bugetul, ca să facem alegeri și să ajungem la alegeri parlamentare și dacă facem toate acestea, lucrurile sunt bune. Guvernul a venit, a făcut un buget bun. A gestionat foarte bine epidemia. A gestionat această situație de criză foarte bine. Are o gândire economică sănătoasă și vine cu un program economic foarte bun și solid. Deci acest guvern a făcut infinit mai mult decât s-a așteptat de la el atunci când a fost votat prima dată. Și acum, când mai sunt doar puține luni până la alegeri, vine PSD-ul și flutură moțiunea de cenzură doar așa ca să arate că este pe acolo, nu mi se pare corect. Puteți, vă rog frumos, să puneți întrebările pe rând ca să pot să vă răspund. Că masca de protecție trebuie purtată deja de o lună de zile, dar măștile nu au ajuns la categoriile defavorizate, așa cum promitea la un moment dat guvernul. Multe măști au ajuns. Acum, cu siguranță, mai sunt unele probleme și înțeleg că sunt în curs de rezolvare. Este obligatoriu să rezolvăm această problemă
și trebuie rezolvată foarte rapid. La ce dată credeți că ar putea ajunge aceste măști la ceilalți care nu le-au primit și câți au primit până acum? Asta cu siguranță o să ne lămurească guvernul repede. Pe rând, vă rog. Pe legea privind impozitarea pensiilor speciale. A fost votată ieri de către toți. Ajunge pe masa dumneavoastră în forma actuală. O votați sau nu? O promulgați sau nu? În esență este o măsură care trebuie bine judecată. Când ajunge la mine o să mă exprim atunci, fiindcă vreau să o citesc în detaliu înainte să fac o afirmație publică, dar țin să amintesc tuturor în acest context că noi acum câțiva ani, de fapt, am introdus impozitarea pe venit global ca o măsură de echitate socială, după care s-a renunțat ușor, ușor, din motive evidente electorale, la acest impozit pe venit global. Cred că este o discuție care e un pic mai amplă și cu ocazia verificării acestei legi o să mai fac câteva afirmații. Dar nu acum cu unitățile ATI. Tot legat de Curtea Constituțională, avocatul poporului a sesizat deja Curtea pentru legea 55 care stabilește cadrul pentru starea de alertă. Inițial termenul de judecată era 8 iulie, iar ieri Curtea a anunțat că a fost devansat acest termen pentru 25 iunie. Cum vedeți acest gest al Curții? Nu obișnuiesc să comentez gesturile Curții Constituționale, cum nu comentez nici deciziile pe care le iau. Este totuși o premieră și ar fi bine să ne explice Curtea Constituțională cum s-a ajuns la această devansare. Însă, pe fond, pot să vă spun că sesizarea avocatului poporului este una pe care o consider corectă. Nu poate Parlamentul să modifice o hotărâre de guvern. Nu funcționează așa arhitectura consfințită prin Constituția României. Și probabil s-a gândit Curtea Constituțională să vină cu clarificări bune în sensul evident al arhitecturii constituționale și să lămurească toate aceste chestiuni. După părerea mea, guvernul a procedat corect, legal, constituțional și măsurile propuse de guvern au fost și oportune și a venit guvernul cu ele la timp. Tot circul din Parlament și atunci când s-a votat prima dată starea de alertă și circul de acum când PSD-ul se vede în situația că nu are ce vota, vine pe fondul unui circ artificial făcut de PSD care vânează voturi. Avem locuri în spitale, printre care alocațiile pentru copii, dar și o lege care a ieșit destul de multe dispute în ultima perioadă. Vorbim de acea lege pentru identitatea de gen. Ce veți face cu aceste două legi? Le veți promulga? Acum cred că ați aflat pe surse ce voi face cu legea identității de gen, dar o să comentez atunci când fac actul respectiv de rigoare. Iar cu celelalte legi le comentez atunci când am o decizie formată și o să aflați atunci de la mine, însă termenul este încă destul de departe pentru a da o promulgare sau o reexaminare sau o trimitere la curte și voi face atunci remarcile într-un cadru potrivit. Acum este cadrul potrivit pentru ATI. Legat de acest subiect, în spitale mai sunt locuri pentru internări, având în vedere creșterea numărului de cazuri apărute în ultima perioadă? Da. În secțiile ATI, cred că astăzi avem cam 180 de pacienți. Însă locurile în secțiile ATI, vorbesc în locurile din toată țara, sunt mult mai multe. Este posibil și am avut aceste situații ca în anumite spitale să nu mai fie locuri și atunci pacienții au fost transferați urgent în alte spitale care au avut locuri, deci nu este o problemă aici. Dar eu îmi doresc să fie tot mai puțin pacienți care necesită terapie intensivă, să fie tot mai puțin pacienți infectați și pentru asta cu toții trebuie să avem grijă. Înțeleg că chiar în București ar fi la numărul pentru că iată ne pregătim cu... Domnule președinte, de 1 iulie am putea avea parte de noi restricții în România, având în vedere numărul de cazuri în care crește? Eu nu-mi doresc și cred că nici guvernul nu-și dorește să avem noi restricții. Eu vreau să avem o conformare foarte bună cu restricțiile care sunt în vigoare. Sunt puține,
sunt de bun simț, sunt foarte utile. Nu ne dorim reinstaurarea unor restricții decât în situația în care vedem că numărul de infecții crește foarte mult și nu avem încotro. Însă, repet, vreau o conformare bună, adică fiecare să ascultăm de medici, de specialiști, de epidemiologi, să facem ce ne spune specialistul. Purtatul măștii este foarte important, păstrarea distanței, spălatul pe mâini. Știu că mă bănuiți că repet prea des aceste lucruri, dar văd că nu le repet prea des, fiindcă încă sunt mulți care nu le respectă chiar 100%. Revenirea la starea de urgență e o posibilitate? Revenirea la starea de urgență este ultima soluție atunci când vedem că nimic altceva nu funcționează, dar eu mă gândesc că totuși va funcționa, de asta ne întâlnim, de asta vorbim, ca împreună cu românii să stăpânim această epidemie. Domnule președinte, aveți să vă reproșați ceva pentru perioada aceasta de pandemie? O decizie luată, o decizie care nu ați luat-o, pe care nu ați luat-o atunci când trebuie? Eu cred că deciziile care au fost luate și ele au fost luate de guvern, de președinte, președintele nu are atribuții de gestiune a epidemiei, au fost măsuri foarte bune. Măsurile s-au luat în timp, au fost măsurile corecte. Măsura pe care am luat-o eu de instituirea stării de urgență a fost luată la momentul potrivit și o dovedește totuși numărul relativ mic de cazuri din România în comparație cu alte state. Dacă ne gândim la Italia, la Franța, la Statele Unite, unde, din păcate, numărul de bolnavi este de multe ori mai mare decât a fost la noi. Deci, practic, rezultatele confirmă validitatea și utilitatea și termenul corect în care s-au luat măsurile la noi, din partea autorităților și din partea mea și din partea guvernului. Dar măsurile economice, pentru că sunt foarte mulți români îngrijorați mai mult de măsurile economice decât de cele sanitare. Măsuri economice s-au luat și se vor lua în continuare. Știu că se lucrează acum și în scurt timp va fi prezentat un program de revenire economică foarte amplu, cu încă multe măsuri care se vor lua, fiindcă revenirea economică nu este ceva ce se petrece într-o săptămână sau două, este ceva ce se petrece în ani și noi dorim să avem un program foarte, foarte solid care nu numai recuperează ce s-a pierdut, care vine cu o creștere economică care permite României să urce mult mai sus și asta ne dorim cu toții. În definitiv, ce îmi doresc eu, ce își dorește guvernul, este să meargă România înainte, să se dezvolte bine și românii să beneficieze de această prosperitate și de această siguranță. Ministru, eu vă mulțumesc tuturor!